Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Interactiv. Eu sunt Cristina Dalas, gazda dumneavoastră de astăzi. Ei bine, final de săptămână, ne apropiem de weekend, da, cu pași repezi, dar asta nu, să spunem, că nu ne scutește să ne gândim la perioada pe care noi o trecem, cu toții, indiferent de domeniul în care lucrăm, indiferent de vârstă, de ce nu, și putem să aflăm mai multe informații, putem să ne documentăm mai mult și putem să găsim soluții chiar și în timpul liber în partea de weekend. Nu știu, ideile vin așa una după cealaltă. Invitatul meu de astăzi este Cristian Chifoi, antreprenor, și vom purta o discuție pentru partea de antreprenoriat, partea de business, de afaceri, cum putem să le reinventăm, să le menținem și ce să facem în condițiile în care, să spunem, nu am putut să supraviețuim pe piața prezentă, da, de business în România. Bine ai venit, Cristian! Bine v-am găsit! Am foarte multe întrebări și de foarte mult, că ți-am mărturisit de foarte mult timp, voiam, doream să ne întâlnim, pentru că te urmăresc în mediul online, așa cum o fac foarte, foarte mulți români și nu numai, cred. Ești un model pentru foarte mulți oameni în partea de antreprenoriat. Mi-ar plăcea să și știi, este acest lucru adevărat, în sensul în care cred că ai o abilitate extraordinară de a te conecta și cu clienții și cu publicul, pentru că am văzut că tu comunici foarte mult. Te ajută acest lucru în afaceri? Da. Pentru că afacerile, dacă stăm să o luăm cronologic de când au apărut afacerile, din totdeauna, unde n-a existat transparență, a mers foarte greu sau a mers foarte bine până au picat definitiv. Și dacă tot vorbim de sănătate în afaceri din 2021, încep cu transparență totală. Că eu dau tot ce pot pe social media, și failurile, și falimentele, și succesul, și rezultatele bune și proaste, și tot ce se poate da, și inclusiv lucruri care țin de persoana mea, nu doar de afaceri. Orice pot să dau ca să ajut pe cineva, măcar o persoană din 100, și atunci mi-a făcut treaba pe ziua respectivă. Am văzut că sunt foarte multe subiecte pe care tu le abordezi. Acum, în 2021, cum este în viziunea ta? Să spunem, la nivel local, suntem în Constanța, cum este partea aceasta de antreprenoriat pentru tine, dar și ce vezi în jurul tău? Văd foarte multe sau foarte mulți antreprenori de pe piața locală, nu dau nume sau ceva, dar observ cum rămân în urmă. Pentru că piața se dezvoltă foarte mult, mai ales pe tehnologie în momentul ăsta. Social media a fost doar un pas care n-a fost, nici măcar în ziua de azi, nu este luat în considerare de multe business-uri. Mare greșeală. Și social media acum, la fel, încă se schimbă, dar mult mai radical. Cine a auzit de blockchain și de criptomonede și de inteligență artificială, următorii 10 ani așa vor fi pavați. Wow. Deci, cine nu este practic prezent în social, cine n-a fost prezent în social media și de-abia acum se bagă, iar a pierdut. Iar a pierdut. Da. Ar putea să recupereze totuși ceva? Da, să intre de azi. Nu? Pentru că sunt o grămadă care intră de azi. Da. Și dacă intri mâine, o să fie prea târziu. Dar e bine și mâine. Ideea e să nu fii sceptic. E mai bine să te documentezi, să vezi ce înseamnă cuvintele pe care le-am pronunțat până acum, pentru că pentru mulți sunt, ce e asta? Nu, că se aude pe social media, la TV nu prea se aude, dar s-a început să se discute inclusiv în televiziune din România. A început. Partea aceasta de social media, se spune că auzim tot felul de păreri că nu ar fi pentru toată lumea. Din punctul de vedere, este destul de dificil pentru antreprenori de o anumită vârstă și cu o anumită mentalitate și un bagaj în spate să dintr-o dată să se reinventeze, să-și reinventeze afacerea și să treacă în online? În primul rând, publicul meu este în majoritate dintre 18 și 24 de ani, peste 24 sunt mai puțini, pe măsură ce crește vârsta, din ce în ce mai puțin mă urmăresc. Pentru că ce spun eu nu prea are sens pentru ei. Însă eu la 33 de ani m-am băgat să fac chestiile astea. 33, am făcut 33. Asta vară. Mulțumesc, mulțumesc la fel. Mulțumesc. Și cei care nu vor să facă chestia asta, deși știu o grămadă de bătrâni la 50 de ani care s-au băgat și fac chestiile astea. E vorba de să fie deschiși la, nu? Open-minded, să fie deschiși la... Da, este strict pe marketing și promovare. Dacă nu știi ce e la TikTok, poți să intri să vezi ce este. Și după aia să nu zici că nu e de tine, că ești prea bătrân. Pentru că acolo este promovare gratuită. Orice afaceriți din lumea asta ar trebui să știe, că nu toți știu, logic, că trebuie să-și promoveze afacerea.
Dacă nu te promovezi, cum știe lumea că ești acolo și comercializezi ce vrei tu să comercializezi? Corect. Este doar corect. Marketing. Și dacă te folosești de uneltele vechi, ai un timeline foarte, foarte redus. Adică o să dai faliment mai pe românește. Ăsta e adevărul. De-aia când a venit pandemia acum, a trebuit să mă reinventez oarecum. Pentru că am greșit. Adică am folosit social media în afacerile noastre de la început, dar la un nivel foarte, foarte low. Eu n-am ieșit în față să promovez. Ceea ce e o greșeală pentru orice antreprenor. Când a fost momentul în care tu ți-ai dat seama de acea greșeală de care ai pomenit? Când am văzut că antreprenori de 21 de ani fac asta. Și am zis, ok, am uitat tot ce ziceau bătrânii de vârsta mea. Da. Că TikTok-ul nu e de noi și că e doar pentru copii și pentru dansuri. Am uitat de chestia asta pentru că am văzut un antreprenor la 21 de ani, cred că avea astăvară, care și-a prezentat afacerea lui. Sau, mă rog, avea 3 sau 4 firme. Foarte micuțe și niște rezultate foarte micuțe, dar era foarte mândru. Și avea atâta, cum să zic, autenticitate. Și am zis, eu am construit ceva 4 ani de zile și m-am chinuit până aici. Altceva n-am făcut, nu vacanțe, nu relații, nu mașini scumpe, nu haine scumpe. Și eu nu sunt în stare să deschid camera și să vorbesc și să le dau și celorlalți din experiența mea. Și în secunda 2 am scos telefonul și... Și a fost click-ul acela, da. Nu? Pentru că nu contează care e platforma. Acum e la modă TikTok. Da. TikTok este nou cum era Instagram în 2015. Iar acum, cam cum ai poziționa, de exemplu, Facebook-ul? Mă refer și la business-uri, la promova business-ul și la targetul de vârstă, de oameni. Facebook-ul, Instagram-ul și TikTok-ul. Facebook încă merge. Dar categoria de vârstă, 30-35 plus. Instagramul 20-25 plus, practic TikTokul vine mai în spate cu vreo 5-10 ani. Diferență de generații. Și funcționează, toate funcționează. Toate funcționează, doar că te referi la altă categorie de vârstă. Dacă vrei să te promovezi pe TikTok, e logic cu cine vorbești. Dacă n-ai produse pentru oia mici și chiar și așa. Deci știu persoane la 50 de ani, la fel nu pot să dau nume, care se promovează pe TikTok și și-au obținut clienți. Și nu clienți de 15 ani, cum crede lumea, că toată lumea e de 15 ani acolo. Sunt și adulți, doar că nu vor să se recunoască, care dau scroll pe TikTok. Interesant. Maică-mea, taică-mea sunt toată ziua pe TikTok. Da? Interesant. Și nu fac nimic altceva. Da, da, interesant. Cred că s-a perindat această idee că sunt foarte mulți copii și sunt numai lucruri așa superficiale acolo și cum e din viu grai, când se duce o idee... Problema este ca și în afaceri, ca și în orice pe lumea asta, ce crede majoritatea este exact opusul, de fapt, în adevăr. Dacă te iei după ce spune majoritatea... Cum a fost anul 2020 pentru afacerile tale, Cristian, și pentru tine, ca antreprenor? Păi, prin simplul fapt că a venit pandemia, iar eu am afacere în Horeca, este logic, toată lumea știe ce se întâmplă acolo. Adică sunt companii foarte mari, la fel nu pot să dau nume, care au închis sute mii de locații. Foarte mari, din top 5 la lanțuri de cafenele, mă rog, da, pe mâncare din lume. Și, adică eu am închis o locație pe pandemie acum și nu pot să mă plâng, adică uitându-mă la cei mai mari, adică e clar o chestie la nivel mondial. Însă, practic, ce s-a întâmplat și în 2008, acum este doar o criză economică. Toată lumea spune criză sanitară, dar pe Horeca și pe turism, pentru că știm foarte bine că a murit turismul, au murit companiile aeriene, au murit vorba bine, au intrat într-o latență. Își vor reveni lucrurile. Asta s-a întâmplat și în 2008 cu piața imobiliară, la nivel mondial. Corect. Și corect. Cei care au știut să profite de treaba asta și au fost oportuniști, cum ar spune unii, s-au îmbogățit. Așa că recomand tuturor să vadă care sunt oportunitățile de acum acolo, pentru că o să treacă pandemia și în Horeca vor fi oportunități, însă vorbeam de tehnologie și de social media. Dacă încep ceva din 2021, sau poate trebuie să închizi ceva pentru că nu mai făceai față și a trebuit să deschizi altceva, promovare neapărat în social media, în ziua 1, neapărat. Dacă nu faci tu pe TikTok, ia-ți TikTokeri de 15 ani care îți promovează afacerea, plătește-i. Instagram la fel, depinde ce produse vinzi. Sau Facebook, poți să iei persoane mai mari care pot să promoveze. Da, da. Și neapărat conectează cu tehnologia. Dacă vorbim de cafenele în momentul ăsta, dacă nu îți faci propria aplicație, sau măcar să te folosești de mediul online, să creezi concursuri, gamification, să fie o chestie interactivă la nivel de societate, fie că e local, fie că e național. Dacă nu faci chestiile astea, e foarte greu, pentru că sunt alții care le fac deja.
Adevărat, sunt atât de multe giveaway-uri, nu știu, concursuri, da. Primești atât de multe taguri. E foarte dificil, să spunem, dacă te gândești la o simplă zi de dimineață până seara, să ții pasul cu atât de multe aplicații și cu atât de exact. Multe lucruri care apar noi. Da. Este destul noi am de avut, dificil. Noi am făcut aplicație cu mult înainte să vină pandemia și am făcut un gaming acolo pentru că am știut care sunt clienții noștri, ăștia mai tineri. Și chiar dacă era vorba de cei mai puțin tineri, da, plus da. 25-30, tot foloseau aplicația, pentru că avea și niște întrebuințări de pur și simplu să îți dea mai mult pentru că consum mai mult. Ești client fidel, trebuie să fii răsplătit mai mult decât cei care nu sunt clienți fideli. E atât de logic, asta e de când lumea și pe pământ. Adică cei care sunt acolo în fiecare zi și îți aduc bani, practic îți fac afacerea să prospere. Trebuie să le oferi mai mult înapoi. Cristian, așa de la tine, pentru că cum ți-am împărtășit și la începutul emisiunii, te urmăresc și eu, cum să zic, cu foarte multă atenție, pentru că mi-ai atras această atenție încă de la început, de când am început eu să te urmăresc, pentru că am văzut cât de sincer ești, transparent și spui lucrurilor pe nume. Mi-ar plăcea să ne împărtășești, că avem marea plăcere acum să ne împărtășești, de exemplu, dacă luăm, ne gândim la antreprenori aici în Constanța, în această perioadă, da, în care avem aceste restricții, în weekend, în timpul săptămânii, restaurante închise, așteptăm, cred că și centrele comerciale, nici nu se știe, nici nu știu, dar cu siguranță vin, sunt etape. De exemplu, dacă am luat o categorie de antreprenori care, nu știu, poate nu mai au curaj să mai înoate, să spunem, și pur și simplu au cedat și au spus gata, pun lacătul pe ușă, nu pot ține pasul cu social media sau cam care ar fi sfatul tău, că poate până să înceapă pandemia, poate le-a mers în stilul acela și chiar erau mulțumiți. Iar acum, știi de ce te întreb? Pentru că am auzit foarte multe persoane, poate de la un prieten la altul, la toate cele, și mi-a spus uite, nu a vrut să-mi accepte sfatul, să înțeleagă social media, dar acea persoană i-a recomandat să apeleze la o companie, o firmă să-i facă tot felul de, adică să-i facă promovare. Ar trebui să, nu știu, lase armele jos și să se retragă? Depinde ce vrea fiecare, dar uite, este și o statistică, mi se pare că în 2018 sau 2019, nu mai știu când, aproape jumătate din companiile din top 500 Forbes da. Au dat faliment. Wow. Wow. Deci companii de 50 de ani care n-au putut să mai țină pasul, nu că n-au putut, nu s-au descurcat. Ok, am 70 de ani, am crescut o companie, bravo mie, dar lucrurile au ajuns în ziua de azi să se miște mult mai repede și nu mai ții pasul. Care sunt, asta mă întrebai practic, da, care da. Sunt opțiunile? 1. Te lași și vinzi tot, asta este. 2. Te lași și nu vinzi nimic pentru că nimeni nu o să-ți cumpere, nu mai are valoare practic pe piață. 3, poți să o închiriezi. Interesant. Dacă nu ești capabil să iei, practic, oameni care să-ți promoveze afacerea, să se ocupe de tot, poți să le dai părți sociale din firmă, las eu la mine 5%, voi duceți mai departe viziunea. Extindeți și eu am 5% pe viață. Și mă retrag. Las armele jos, dar am și un câștig care mă asigură pe viață. Compania aia, pe măsură ce crește, 5% la o să însemne din ce în ce mai mult. Și varianta a patra, este ce ai sugerat tu. Ia-ți oameni, mărește-ți echipa. Și pune-te la punct. Și cu viziune, cu experiență, cu... Da, adică nu trebuie să le faci pe toate. Asta nu înțeleg, din păcate, antreprenorii din România. N-am nimic cu ei. Da, da. Adică inclusiv cei care sunt antreprenori la 30 de ani și îmi zic mie că eu sunt antreprenor de 10 ani și știu mai bine ca tine că eu am 10 ani. Nu există așa ceva. Poți să stau de vorbă cu orice antreprenor din România și îți garantez că nu poți să-mi zici nimic. Adică m-am pregătit cu datele care sunt acum, cu tehnologia actuală și îți pregătit să mergi 50 de ani de acum încolo. Ei nu sunt, din păcate. Este o realitate pentru că nu vor să o accepte. De-aia m-am uitat în afară cum fac ceilalți afaceri, nu în România. Că noi în România cât avem de când facem afaceri? Foarte, suntem, în teorie, 30 de ani, dar nu. În teorie, exact. Nimeni n-a învățat afaceri de la Sorin Ovidiu Vântu sau alte personaje de genul. Dar n-au vrut. Da. Da. Nici ei nu știau cum se făceau atunci pentru că nu aveam temei legal și nici taxe, nici
legi, nici nimic pe așa ceva. Suntem foarte, foarte la început. Și au fost, bine, la cum s-au vândut foarte multe lucruri, companii, industrie și toate cele din anii 90, da? S-au privatizat, adică le-am vândut către străini. Pentru că ei știu să facă afaceri. Da. Noi nu vrem să învățăm de la ei, vrem doar să vină să ne conducă. Ideile din afară, în ceea ce privește business-ul, antreprenoriatul, s-ar putea, bine, aici vorbesc la modul general, cum își gestionează alte țări partea aceasta, că mă uitam și la partea de turism și la partea de Horeca, chiar am observat anumite promovări, reclame de vacanțe deja, iar noi încă ne confruntăm cu lucrurile cele mai mici, mărunte, acele pietricele, obstacole. Dar acele, nu știu, informații, idei pe care le vedem la cei din afară, s-ar putea oare aplica? Mă refer aici și la plan local, pentru că litoralul, totuși ne apropiem de sezonul estival. Bine, eu am o părere foarte proastă despre Constanța, din păcate. Deși îmi place orașul și hometown pentru mine și aș vrea să rămân aici, nu este fructificat la nivelul la care trebuie să fie. Este oraș port în primul rând și uitându-ne la cam toate orașele port din lumea asta, orașul port este al doilea ca economie după capitală. După capitală, da. La noi ne-a depășit Oradea, ne-a depășit Iașu, Brașov, Sibiu, toate. Dar noi nu avem nicio, cum să zic, plus litoral, deci nu mai zic de litoral. Pentru că avem, uite, cum ai spus, avem portul, avem litoralul, avem Delta Dunării, exact. Dar e prea departe. E prea departe. Fă-ți o firmă terță care e doar pe servicii și ia pe ăștia de la hotel și duce acolo. Eu am fost în Egipt acum 2 ani și ceva. Și practic în Hurghada totul e, cum să zic, doar ce s-a născut, pentru că a fost afectat de război zona de acolo. Au construit ăștia hotelul, dar n-ai, dacă ești din hotel, mergi prin moloz. Da, da, asta da. Este. Am mai auzit și veneau terți care erau pur și simplu și făceau birouri, birouașe la recepția hotelului și te băgau în anumite programe. Hai să te duc să te plimbi cu submarinul, hai să te duc la snorkeling, hai să te duc la scufundări, hai să te duc în deșert la safari. Și îți luau încă 20-30 de euro. Da. Cât e să iei un autocar de oameni să-l duci până în Delta? Delta care este unică, nu mai știu, că toată lumea nu s-a la geografie. În Europa, exact. Exact, nu ești în stare să faci atât. Du-te și du-i la Adam Clisi. Deci se făceau de la Hurghada, se făceau excursii la Cairo. A durat 37 sau 40 de ore excursia. Wow. Doar ca super. Să mergi până acolo. Ți-a luat 100 de euro. Noi nu suntem în stare să facem asta. Adevărat. Și am putea să legăm, de ce nu, și muntele cu delta și litoralul, adică s-ar putea face, de ce nu, chiar o săptămână jumătate, pentru că sunt tot felul de idei, ar trebui să fie și puse în practică, de ce nu. Idei sunt, toată lumea are idei. Da. Nimeni dar nu face mai nimic. Sunt la îndemâna noastră toate aceste lucruri. Și cum ai spus și tu, un oraș turistic ar trebui să fie pe locul 2, da, după capitală sau de ce nu chiar acolo, pe același loc, de ce nu. Avem și litoralul. Plus litoralul, exact. Plus litoralul. Acum, că vorbeam chiar puțin mai devreme, mai este puțin și ar trebui să se dea startul sezonului estival 2021. Iar pentru că noi obișnuiți și, de ce nu, sunt obiceiuri frumoase, tradiții frumoase de 1 mai, acum va fi și Paștele așa legat de 1 mai, obișnuiți să mergem în vama veche, să vină mulți pe litoral. Nu se va mai întâmpla. Din punctul tău de vedere, cum... Nu se va mai întâmpla. Nu se va mai întâmpla. Am auzit că și în vama veche, până la ora 22 va fi de 1 mai, vor fi toate, să spunem... Deci, vor putea oamenii să știi care e chestia? Se știau chestiile astea de acum 6 luni, 8 luni, 10 luni, 12 luni. Se știa că o să vină valul al treilea în iarnă, se știa că o să fim închiși și de Paști și de 1 mai. Toată lumea știa. Și pe măsură ce înaintăm și ne apropiem de eveniment, toată lumea se miră. Acum adică să ne bagi în casă, să ne țină în casă? Da. Pur și simplu. Din punctul tău de vedere, Cristian, crezi că aici mă refer și la antreprenori, de ce nu, și la cetățenii, da, normali, obișnuiți. Cred că nu am fost îndeajuns de conștienți de perioada, deci pericolul care ne paște? Eu cred că practic toată lumea se uită într-o singură direcție acum. Înțeleg, e pericol, trebuie să ne protejăm. Ok, s-au dat legi, hai să le respectăm, purtăm măști, mergem la orele, cum s-a spus. Dar toată lumea se uită în direcție, așteaptă să treacă. Aia e problema, de fapt. Eu n-am așteptat. Adică mi-am dat seama că am așteptat vreo 3-4 luni. Și că am greșit, nu, am început să mă uit în alte direcții, pentru că mai ales cine e antreprenor în ziua de azi și poate are o vârstă mai înaintată și exact ce ziceam, dacă ajungi să pui lacătul, problema este că tu aștepți să treacă pandemia.
Și când trece, cei care s-au uitat, cei ca mine, de exemplu, s-au uitat ce mai poate să facă pe lângă un antreprenor, o să câștige. Că sunt pregătiți după ce s-a dat drumul și toată lumea o să iasă, ca din țar cu cuoi, îți dai seama ce o să se întâmple. Cei care au rezistat, ăia o să fie cei mai de succes. Câte locații ai deschise acum? În momentul ăsta sunt 6 în Constanța, pe ambele concepte, una pe conceptul de dulce și 5 locații de cafenea și una cu una pe Sibiu, un mall, în mallul de acolo. Și am închis una de la Telegondolă, aici în Constanța. Da. Acum am semnat contract de franciză pe Brașov și București, pe conceptul de dulce și urmează și Ploiești. Și exact ce ziceam, deci în perioada de pandemie, noi am dat drumul la proiectul de franciză. Da. Și am investit acolo, timp și bani. Și am avut 125 de cereri în primele 2 luni de când am dat drumul. Și doar trei au semnat pentru că nu s-au potrivit restul. Wow. La fel nu vinem saci de cartofi. Interesant, exact. Adică, și asta zic, da, n-o să meargă cum ar trebui, însă până ei își fac investiția în locație, până punem la punct tot, până transferăm know-how, învățăm să facă toate produsele și să vorbească cu clienții, când se dă drumul la ieșit afară, ei sunt pregătiți să vândă. Interesant. Noi am rezistat pe linia de plutire până acum, am pierdut o locație, asta este, se întâmplă. Nu stau să plâng pentru asta. Cine stă să plângă, la fel. Nu mai merge, bineînțeles că o să le pierdă pe toate. În rest am încercat să ne descurcăm cât să trecem peste perioada asta și atunci când se dă drumul la treabă, să fim gata, să fim acolo pentru oameni. Cum te simți tu acum în perioada aceasta, în 2021, ai închis o locație, le ai pe celelalte deschise, planuri care merg în continuare? Ai spus că ai învățat din greșeli. Acum, mai exact, ce anume aplici de încă sunt deschise și totuși ai spus că merge? Adică... Da, altfel închideam tot dacă exact, nu ziceai, logic. Exact. În secunda 2, când s-au anunțat închiderile în masă, acasă. Am sunat toți proprietarii de spații, de la mall din Sibiu, la fel. Da. Trebuie să negociem. Deci am negociat tot, la sânge, tot ce am putut și cu furnizorii la fel. S-a strâns vreo factură, vreun sold la vreun furnizor, hai să facem eșalonare, hai să facem pe 6 luni, îți dau câte o tranșă. Adică trebuie să descurci și acolo pe plan economic, nu vorbim doar de social media când vorbim de, sau promovare când vorbim de afaceri. Trebuie să acționezi în toate punctele cheie și punctul cel mai cheie este finanțarea, adică sau finanțele din exact, afacere. Exact. Și am încercat să scădem toate costurile posibile. Nu mai făceam, stocuri foarte mari, să blocăm stocuri foarte mari în locații. Luam cu țârâita, cum s-ar spune pe românește. Făceam mai degrabă făceam un drum sau două în plus pe săptămână la marfă. Sau puneam furnizorul să vină de 3 ori mai mult, de exemplu, pe săptămână, decât să facem stoc mare să blocăm bani. Interesant. Inteligente mișcările. Da, eșalonări cât să tragem de timp. Asta s-a întâmplat. Am tras de timp ca să nu pierdem locațiile. Am cunoscut, recunosc, dacă nu mă înșel, două doamne care au propriile afaceri, magazine cu haine. A fost, chiar mi-au împărtășit, una dintre ele a închis o locație în Constanța și încă mai este deschisă în Mangalia, cealaltă încă o ține, o menține, dar foarte, foarte, foarte greu. Mi-a mărturisit că investise deja foarte mulți bani, de fapt, cred că banii pe care îi avea investise în hăinuțe, în tot ce, în stoc. A fost o perioadă foarte dificilă, pentru că asta vorbim de prima perioadă în care s-au închis toate lucrurile acestea, au venit chiriile și cred că, dacă stau să mă gândesc, pentru că și prima care a închis locația în Constanța, a lăsat-o în Mangalia, cam acestea au fost lucrurile pe care le-au spus că le-au determinat să închidă, în sensul în care chiriile extrem de mari și nu a existat, să spunem, o comunicare, o înțelegere. Și cred că, exact, vorbeam și cu Nelu Cosma, antreprenor, zilele trecute de partea de... De el vorbeam de TikTok. Da? E, am zis că, da, este prietenul emisiunii. Colaborat cu noi. Prietenul chiar emisiunii noastre. Aflăm foarte multe lucruri interesante de la domnul Cosma. Cred că în fiecare săptămână aproape ne întâlnim, pentru că vine cu noutăți și lucruri extraordinare. În sensul în care chiar ne spunea și el, problema este, chiar cred că pornește de aici problema. Chiriile, lipsa aceasta de comunicare, totuși noi nu avem clienți, nu prima. Vindem. Nu de la chirii, lipsa de comunicare dintre chiriaș și proprietar. În secunda 2 trebuia să ai văzut o chestie de genul ăsta, a picat bursa cu 80% într-o seară, deci totul s-a întâmplat într-o seară.
În secunda 2 suni și vorbești cu omul. Nu aștepți că... Deci asta s-a întâmplat în mall acolo. Deci am obținut, de un an de zile de când a pornit pandemia asta, am obținut în fiecare lună reduceri masive la chirie. Și alții care au stat pur și simplu, se așteptau ca, nu știu, ca dar de la Dumnezeu să vină o reducere de chirie, au stat și n-au negociat nimic. Și după 3 luni ai ce să mai negociezi. Wow. Mall-ul zice, da, dar până acum ce ai făcut? Da. Unde că sunt? Nu e interesul lui. Da, da. Mall-ul trebuie să-și ia banii. E și el un business. Dacă tu nu ai deschis gura, zici, nu, le-am arătat PNL-urile, adică astea sunt cifrele, luați ce puteți de aici, nu-mi cereți. Adică eu fac banii de chirie în vânzări o dată pe lună. Adică, nu, hai să renegociem, hai să vedem ca să pot să-mi păstrez și angajații. Elimin marketingul, ok, merg pe ceva organic, pe TikTok, de exemplu, că acolo nu plătesc nimic. Elimin un om din 3 oameni, să zicem, elimin stocul exact cum ziceam, dar lasă-mi și mie chirie. Adică am eliminat de peste tot, trebuie să mă ajut și tu. O mișcare chiar inteligentă, deșteaptă, în sensul în care de a comunica, de a avea inițiativa primul, da? Da. Pentru că cred că ne lipsește foarte mult curajul acesta, ne e teamă de foarte multe lucruri sau ne e teamă poate de refuz, nu știu, sunt multe lucruri acolo. Dar nu știi ce răspuns o să primești. Deci noi n-am primit răspuns negativ de la nimeni. Interesant. Deci toți au fost de acord. Și numai, adică mă așteptam ca jumate să nu fie. Și le-am explicat. Uite, asta e situația. Dacă nu, situația a doua este caută pe cineva. Cine vine în locul meu? Hai să vedem. Vine o companie mare. Mai ales în perioada asta. Companii mari care închid. Da. Vine cineva în locul meu și îți plătește chiria pe care o vrei? Sau vrei să revii la chiria, adică să poți să-ți plătești în continuare atunci când revin lucrurile la normal? Și au fost și ei deștepți și au ales varianta. Dar am prezentat bună. Exact cum a trebuit să prezint. Că, la fel, știu oameni care au prezentat, scadem chirie. Păi da, dar uite, altora nu le scad. Da, dar alții nu sunt în Horeca. Aveam proprietari de la anumite locații care aveau alte spații unde aveau din astea, de pariuri. Alea mergeau, știi? Deci, păi cum îi luă la noi, modific chiria, dar ție ți-o modific, adică nu poți să fac preferențial. Ba da, poți. Eu sunt în Horeca, el e în ceva în care oricum o să meargă. Da, adică ar trebui să nu fie puse toate în același, nu știu, pe același plan. Pentru că, practic, sunt afaceri, sunt toate afaceri, dar sunt diferite. Da. Cineva vinde, uite, vinde cafea, cineva vinde serviciile acestea de pariuri. Nu și... se ne înțeleg niciodată, dar, mă rog, da, e o afacere da, și aia. Da. Ai a fost nevoit până acum să renunți la angajați? N-ai renunțat la angajați? Singurul motiv pentru care eu aveam și în plan, mă rog, eu și cu echipa mea, că niciodată nu sunt singur, adică nu fac lucrurile singur. Lucrurile cu adevărat faine și productive se fac în echipă, așa cred. Și nu doar că sunt faine și ai nevoie de ele, pentru că altfel nu se numește afacere. Dacă tu ești singur pe firma ta, ești pur și simplu freelancer, nu ești afacerist. Exact, exact. Și ăla a fost singurul motiv pentru care am continuat, că noi aveam în plan inclusiv să putem să vindem tot lanțul. Să vinem cuiva, să punem la vânzare, hai, ia-l cu o sumă mare și stăm liniștiți. Dar pierdeam toată echipa. Și practic echipa pe care am construit-o acum cu tineri, media de vârstă 20-21 de ani, aia am construit-o practic foarte greu, pentru că mi-e foarte ușor să deschid orice locație. Dacă eu am pierdut echipa, trebuie să mai petrec încă 4-5 ani să învăț pe alții de la zero tot ce am învățat pe ei. Au rămas oameni de bază care, la fel, dacă vine cineva nou într-un angrenaj de 15 oameni care sunt exact cum trebuie să fie, e foarte ușor. Dacă trebuie să elimini 14 oameni și rămâne unul singur și după aceea trebuie să aduc 14 oameni când extind iar afacerea că au trecut pandemii și crize, nu mai e fezabil, nu o să o fac. Și atunci chiar înseamnă faliment. Oamenii se scalează business-urile. Aici mi-ai aruncat mingea la fileu, cum se spune. Voiam să ne spui cam cât de mult contează, cât de important este ca angajatul să știe ce să spună, cum să vândă, cum să convingă clientul dacă este nevoie, cât de mult contează, are greutate angajatul? Angajatul trebuie să fie extensia mâinii, vocii, gurii tale, sufletului, ce vrei tu, adică trebuie să fie extensia ta ca antreprenor. Dacă tu ești un antreprenor de rahat, asta este. Nu o să ai foarte mult succes. Da, decât dacă da. Îți minți angajații sau, nu știu, ei pe altcineva să-i trăinuiască și tu nu te bagi. Da. Dar e foarte important și chiar sunt studii făcute la companii mari din America, customer satisfaction versus employee satisfaction, aceeași companie. Și notele erau de 81-82% ca satisfacție și la angajați și la clienți. Deci merg mână în mână. Dacă nu te focusezi pe angajații tăi, clienții nu vor fi mulțumiți. Poți să ai tu cel mai bun produs din lume. I-ai învățat pe angajații tăi, ai spus că au fost foarte multe traininguri, da. Exact, contează ședințe, foarte mult, nu? Ședințe săptămânale, dacă se poate.
Recunosc, n-am fost, pentru că având foarte multe pe cap acum, încercând să salvez compania, training-uri n-am mai avut când să facem așa des, dar am revenit înapoi la program. E foarte important să faci training-uri cu oamenii și chiar pur și simplu să stai să discuți 5 minute cu toți, ca să le explici, păi, treaba e nasoală, o să-și revină, hai să vedem ce putem să facem. Pitch-uri de vânzare, cum să vorbească cu oameni, dar oricum, cum să zic, ca un element de bază la angajare, da. Și 7 ani de acasă. Eu nu caut experiență, orice meserie se învață pe lumea asta, inclusiv dacă trebuie să învârți piulițe la o jantă de mașină. La fel și cu cafeaua. Orice meserie se învață, dar cei 7 ani de acasă nu poți să te învăț la 20 de ani. Interesant, îmi place cum sună și este adevărat totuși, pentru că avem nevoie de cei 7 ani de acasă, indiferent unde ne-am duce. Da, nu contează în ce domeniu lucrezi, mai ales ca tânăr, în principiu acum, că sunt o grămadă de idei și oportunități. Eu n-am recomandat nimănui să-și aleagă neapărat o meserie, ci să-și aleagă colectivul. Pentru că acolo o să poată să crească. La 20 de ani nu o să vrei același lucru ca la 25. Se schimbă tot. Și nici la 30. Cred că știi și tu. Da, știu. Să știi că chiar zilele acestea, cred că mi-am pus eu foarte multe întrebări și mărturiseam chiar ieri, dacă nu mă înșel, cuiva, în sensul în care, uite, 33 de ani, până la 33 de ani am trecut, credem că la un moment dat mi-am numărat joburile, peste 30 și ceva de joburi, fără glumă, în sensul în care am încercat foarte multe lucruri, domenii, bine, tot presa asta este profesia și ceea așa ce iubesc. Exact, dar în momentul în care nu simțeam că fac parte din grup, din colectiv, învățam să-mi fac eu meseria cum trebuie, dar la un moment dat ajungi să-ți urezi meseria, exact, din cauza te plafonezi. Pentru mine, cel puțin, întotdeauna a fost primat foarte mult cum mă simt la locul de muncă, cum sunt ceilalți, cum este mediul de lucru. Banii, recunosc că nu au fost pe primul loc, nu în sensul în care oricine are nevoie de bani, exact, dar ca să ajungi să faci bani, trebuie mai întâi să poți să fii tu productiv. Nu, dacă stai în stres, poate mergea în anii 80 când s-au inventat corporațiile. Nu mai merge. Da, nu mai merge să stai într-un cub, să fii productiv 8 ore în continuu, nu mai merge, se schimbă mai tot. Mai ales că acum foarte multe lucruri merg pe creativitate și pe ideile acestea noi și cum să le pui în practică și trebuie să te adaptezi, dar dacă ești într-un mediu stresant... Deci, la fel, la toate ședințele noastre, cred că poate mai omit uneori să precizez, dar le spun mereu același lucru. Pe lângă training-urile noastre pe vânzări, pe ce trebuie să recomande, nu vreau să muriți în bar. Vreau să veniți aici pe termen scurt. Da. Nu vreau să vă văd la 60 de ani în bar, cu barbă și cu păr grizonat în cap, să vindeți cafea. Nu pentru asta sunt cafenelele. Sunt pentru tineret. E logic. Interesant. Îmi place modul de gândire. Le zic adevărul. Da. Dar în același timp trebuie să creezi un mediu foarte propice pentru ei ca să crească. Pentru că de acolo au plecat cei care au rămas în companie și au dezvoltat Paul pe marketing. Da. Au lucrat în bar. Îl salutăm pe Paul ceară. Deci am lucrat în bar. Am un băiat care lucrează acum pe mine pe marketing, face 800-1000 de euro doar lucrând cu mine pe lună și a lucrat în bar. A plecat de pe nave, s-a lăsat de nave și pur și simplu, adică s-a redirecționat, s-a reinventat. Sunt etape. Exact. Recunosc că îți fac o mărturisire, Cristian, la, cred că 16-17 ani, a fost așa un job de vară, probabil 2 luni sau ceva de genul. Din clasa 11 până în clasa 12 în vară, am fost nevoită, da, să-mi aleg și eu așa un job de genul acesta, de ajutor de ospătar, picoliță, cum se numește. Ei bine, atât de mică, adolescentă, muncind, că programul era foarte, foarte ciudat, oricum de la 4-5 dimineața te trezești, trebuia să stai până pleacă ultimul client și vara, na, oamenii pleacă pentru că na, ei se relaxează, dar foarte, foarte, foarte multă muncă fizică. Nu mai spun că erau grupuri, trebuia să mai traduci, să mai vorbești cu ei, trebuie să fii plăcut. Ei bine, atunci să știi că jobul acela a fost primul meu job, jobul acela nu-l voi uita niciodată pentru că a fost un punct de pornire pentru mine și mi-am dat seama, uite, la o vârstă fragedă, mi-am dat seama cât de mult am nevoie să fac tot ce aș putea eu ca să ajung unde aș vrea eu, să ajung să fiu eu satisfăcută
cu mine. Drumul nu este deloc, să spunem, ușor. Niciodată. Este plin de obstacole și plin de obstacole pe care cred că noi ni le punem de foarte multe ori în drum. Ne uităm la limitările altora și credem că sunt ale noastre. Exact. Dar apropo, cum ai spus tu, că le-ai spus angajaților, nu vreau să te văd în bar și la 50, 60, 70 de ani. Da, că lucrezi cu mine mai departe, că pleci mai departe, oricare ar fi varianta, vreau să știu, chiar dacă pleci mai departe, să zică aia de acolo, bă, unde a lucrat ăsta, că face de toate, știe să facă de toate, știe să vorbească cu oamenii. Pe asta mă focusez, comunicarea cu oamenii, că tot am ajuns comunicarea, la... Comunicarea, da. Nu da. Contează unde lucrezi. Dacă știi să comunici cu oamenii, o să ajungi de succes 100%. Nu contează unde lucrezi. Pentru perioada de 1 mai, de Paște, hai că se apropie, să spunem, sezonul. Zâmbim așa, nici nu știm cum, la ce să ne așteptăm. Pregătești ceva, le pregătești ceva special, să spunem, localnicilor în primul rând și să vedem dacă vor veni și turiști. Nimic special. Facem ce ne-am născut să facem doar acolo. Doar să se deschidă. Nu contează că vin 100.000 de oameni sau 1.000 de oameni. Suntem pregătiți să-i servim pe toți care vin. Cam, adică nu, toată lumea crede că trebuie să faci ceva super special atunci când deschizi o afacere. Și nu, trebuie doar să te focusezi pe customer service. Cum îți servești clienții mai bine? Pentru că poți să ai un produs wow, la fel dacă nu-l promovezi și nu-l servești foarte bine, da. Și nu ai angajații foarte buni care să-l servească, nu o să țină, pur și simplu. Chiar am văzut un clip. De fapt, era un interviu de-al lui Jeff Bezos din anii, cred că 2000, ori la CNBC, ori la CNN, nu mai știu unde. Se vedea că era la un alt nivel, la nivel foarte, foarte mic de antreprenor versus cum arată acum. Este mers la sală, s-a tuns chel complet, atunci avea început de chelie, era, cred că avea ADHD, se uita foarte ciudat la cameră și făcea cap așa. Și explica, deci nu înțelegea nici măcar reporterul. Da, explica. Da, da. Deci el explica cum o să fie viitorul și reporterul, mă rog, poate și-a pregătit întrebările. Dar pentru mine păreau foarte stupide întrebările. Și am văzut că, de fapt, toată treaba asta, tot ce explica el acolo, era strict pe customer service. Cum servim mai bine clienții? Păi da, și ce credeți că o să se întâmple cu compania voastră? Nu știu, habar n-am. Nimeni nu poate să știe. Păi, lucrul de bază, exact cum l-ai spus și tu și exact cum l-a spus și el, contează să îți servești clienții, să fie fericiți, bucuroși, să vrea să revină. Și interesant pentru că, uite, mă așteptam pentru că vorbeam de perioada care se apropie, mă așteptam să ne spui, uite, facem așa, le oferim așa, dar dacă stau să mă gândesc, ar trebui da, clientul să fie servit la cea mai înaltă calitate mereu. Da, se pot face oferte, se pot face produse speciale. Adică eu acum încerc să generalizez ca să pot să ating cât mai multe, nu da, știu, da. Semințe din cap, ca să poată să facă ce trebuie. Focusați-vă neapărat pe clienți. Lăsați ofertele, puteți să băgați 40%, nu puteți să reinventați nimic în momentul ăsta, când vine vorba de oferte sau produse. Cafea există din anii 3000 înainte de Hristos, se bea și în Babilon. Dulciuri există de la fel, de când s-a descoperit, nu știu, cacao, miere, habar n-am. Dar deci nu o să reinventați nimic pe lumea asta, nu o să creați voi o ofertă din aia specială, focusați-vă pe clienți. Ce vor? Vor să fie serviți cum trebuie. Mai era așa un studiu, sau ar putea fi chiar și un sfat din partea mea, pentru că, da, trebuie să ai un produs bun, sunt total de acord, însă e mai bine să te focusezi pe partea de angajați, care îți aduce customer service-ul potrivit. Mai bine iei un produs puțin mai mediocru, da. Pentru că vorbești cu masele. Da? Deci companiile mari așa au crescut. La fel nu dau nume, dar top restaurante din lumea asta, le știm cu toții, toate au făcut aceeași chestie, de asta au ajuns mari. Nu se focusează pe calitatea produselor, ci pe calitatea customer service-ului. Să oferi cât mai mult, exact. Să da. Oferi cât mai multe produse, cât mai diverse și să le oferi cât mai repede sau ce are nevoie omul. Accesibilitate ca preț, ca timp, să le servești foarte repede. Atât. Foarte, foarte utile sfaturile, mai ales în această perioadă. Mi se par foarte logice, asta e problema. Da. Mi se par foarte logice. Dar. Dar, uite, pentru, cu siguranță, uite, pentru mine și pentru, cred că, foarte mulți oameni care ne privesc, mie mi-ai dat așa de gândit, mi-ai aruncat așa niște pastiluțe, în sensul în care, nu știu, poate... Creștem noi, ne educă cineva cu o anumită mentalitate, cu o anumită gândire și bă, suntem, nu putem să ne deschidem ochii mai mult, dar acum când ți-am spus, mi-ai spus câteva lucruri, parcă da, au sens. Din păcate, toată lumea așteaptă o idee genială care să le schimbe viața și nu există așa ceva. Deci orice idee ați avea pe lumea asta, vă garantez că există undeva făcută.
este aplicată undeva. Dacă nu e la noi în țară, în altă parte, sigur. În altă parte, da. E mai bine să duci să o vezi acolo unde, dacă ai aflat de ea, și după aia să o aplici la noi în țară în stilul tău. De când să mai inventezi roata, mai bine... Nu inventezi, totuși, nu se mai inventezi roata de mai... mult. Exact. Deci nu poți să faci pătrată, asta e clar. Rămâne rotundă, așa vă rămâne roata. Mulțumim tare mult, Cristian, pentru că ai venit în emisiunea Interactiv, pentru că ai acceptat invitația și chiar o discuție foarte utilă, mai ales în această perioadă. Îți doresc tot binele din lume. Mulțumesc și să mulțumim, mulțumesc tare, tare mult, să ne revedem, de ce nu, sănătoși și chiar și în mediul virtual. Că măcar aici sănătoși. Măcar aici sănătoși, chiar și în mediul virtual. Îți mulțumesc tare mult. Mersi și eu. Dragii mei, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați urmărit. Antreprenorul Cristian Chifoi a fost alături de noi cu informații extrem de prețioase, așadar sper că ați fost atenți, da, și de ce nu, haideți să punem în practică pentru fiecare dintre noi aceste lucruri. Poate reușim să schimbăm ceva, să ne reinventăm, de ce nu? Eu vă doresc un weekend frumos, ne revedem luni aici la Doto TV la ora 18. Weekend frumos și seară plăcută!